Și în săptămâna aceasta au existat riscuri de inundații în mai multe zone din țară și vreau să le mulțumesc celor care au monitorizat această situație și care s-au implicat în mod direct. Domnul ministru Deneș, știu că ați mers în fiecare zi la Suhaia și alături de doamna ministru Carmen Dan ați coordonat intervenția la DIG, astfel încât pagubele să fie cât mai mici. Pentru că nu te poți pune cu furia naturii care a afectat munca oamenilor de o viață, am decis acordarea de ajutoare de urgență din rezervele de stat cu materiale de construcții. Aceste fenomene au produs pagube în județele Buzău, Dâmbovița, Prahova, Teleorman și Vâlcea. Ne dorim ca oamenii din zonele respective să poată să revină cât mai curând la o viață normală. De aceea, ajutoarele sunt destinate în mod special reconstrucției locuințelor afectate de calamitățile naturale. De asemenea, aprobăm astăzi o hotărâre de guvern prin care se acordă ajutoare de urgență în valoare de 353.500 de lei din bugetul Ministerului Muncii pentru sprijinirea unui număr total de 49 de familii și persoane singure care se află în situații de necesitate cauzate de inundații sau de alunecările de teren. Aceste situații sunt în județele Buzău, Dâmbovița, Prahova și Vâlcea. Și nu în ultimul rând, acordăm o serie de ajutoare de urgență în valoare de 57,77 milioane lei pentru localități din 9 județe care au fost afectate de alunecările de teren. Ajutoarele financiare vor fi utilizate pentru reabilitarea infrastructurii rutiere afectate, pentru refacerea unor poduri, podețe, consolidarea și asigurarea scurgerii apelor, precum și pentru decolmatarea albiilor unor pârâie.